Păgărășenii care au lucrat în industria de apărare sau în secțiile speciale într-un mediu periculos și îndeplinesc condițiile pentru încadrarea în grupele 1 și 2 de muncă vor beneficia de recalcularea pensiei. Asta după ce guvernul a modificat legea pensiilor, ce vizează 1500 de pensionari din industria de apărare. Oamenii așteptau astăzi în fața casei de pensii de la Făgăraș să depună cererile pentru recalculare. Am depus o cerere pentru recalcularea pensiei în funcție de condițiile de muncă. Ordonanța 108 din 2020. Acum problema e, odată cu depunerea cererii, între instituția Casa de Pensii și Nitramonia Făgăraș Rompiro, există o colaborare. Dânsii, ca cei de la Casa de Pensii, cer ca să fie o adeverință cum că s-a lucrat pe teritoriul instituției respective. Deci în cărțile de muncă la vechii pensionari cred că există această treabă. Este prevăzut, este scris în cartea de muncă. Nu știu ce adeverințe mai solicită Casa de Pensii. Dar, normal, Nitramonia Rompiro trebuie să emită acele adeverințe, să le dea la Casa de Pensii și în baza la astea să se recalculeze pensiile oamenilor. Reprezentanții Casei de Pensii din Brașov susțin că pentru recalcularea pensiilor este nevoie de o adeverință de la angajator care le atestă vechimea în muncă. Asta pentru că așa cere legea. Lege se prevede foarte clar că e nevoie pentru recalculare de o cerere, că așa se face orice fel de recalculare, și o adeverință din care să rezulte elemente concrete pentru care se face recalcularea, nu? De unde să știe ăla de la Casa de Pensii cât am lucrat eu la nu știu unde, dacă nu e adeverință? Trebuie să depui o adeverință din care să rezulte grupa aia de muncă, grupă care poate fi diferită față de carnetul de muncă, adică societatea poate să-i dea diferit. Reprezentantul sindicaliștilor de pe platforma chimică a declarat că, în opinia sa, cererile trebuie primite de către Casa de Pensii, iar oamenii obțin un număr de înregistrare pe baza căruia angajatorul emite adeverințele direct Casei de Pensii. Astfel, oamenii vor fi scutiți de drumuri și cozi. Cum ar trebui Casa de Pensii să primească cererea și la finele zilei, la finele unei săptămâni sau cât să-mi remită lângă mie ca angajator persoanele care au depus și să eliberăm noi, să le trimitem noi adeverința, să nu mai punem unul să alerge. Ba mai mult, vă pot spune că vrem ca angajator să purtăm o discuție ca să ușurăm munca și alergatul acestor pensionari. Și încă ceva, și aici pentru noi este o problemă, pentru că din 2001-2007 a fost UPS care e în faliment și este lichidator. Eu ca fabrica de pulver pot da din 2007-2020. Acum, tocmai ca să ușurăm lucrurile astea, suntem în discuții și într-o corespondență scrisă cu lichidatorul, pentru că toată arhiva e la noi, să nu mai completăm, să le trimitem la Brașov, să vină înapoi, să ne dea voie nouă. Deci noi încercăm să lucrăm pe asta, tocmai să le ușurăm și lor munca. Dar nu poate să condiționeze primirea acelei cereri de acea adeverință pe care noi ulterior le vom da. În lege se specifică faptul că recunoașterea stagiilor de cotizare în condiții speciale de muncă se face cu adeverință eliberată potrivit legii de angajatorul la care a lucrat persoana respectivă sau, după caz, de către instituția care a preluat arhivele acestuia. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Muncii, salariații din industria de apărare vor beneficia și de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani pentru un stadiu de cotizare de cel puțin 25 de ani realizat în secțiile speciale.